Parcul autoactiv al Serviciului Județean de Ambulanță Mehedinți a început să se schimbe. Serviciul de urgență din județul nostru a primit două mașini noi nouțe de la Ministerul Sănătății prin programul de reînnoire derulat pe 4 ani. Una tip B4x4 și una tip B4x2. Cele două ambulanțe vor rămâne în stația centrală din turnul Severin, urmând ca noi să le înscriem în circulație și să... La începutul anului 2012, că mai există niște formalități de îndeplinit, or să intre în circuit. Ambulanța cu tracțiune 4x4 este utilă mai ales acolo unde accesul la solicitări se face extrem de greu din cauza terenului accidentat. Ambele vehicule sunt dotate conform ultimelor cerințe și fiecare are instalat sistemul de telemedicină. Echipajele se vor putea sfătui cu medicii din centre de comandă în vederea acordării primului ajutor în cazul persoanelor rănite foarte grav. Conform actelor care le avem primite până în acest moment, în jur de 300.000 valoarea pe bucată. Nevoie mai este de ambulanțe pentru că parcul autoactiv al ambulanței a început să îmbătrânească și se impune schimbarea anumitor mașini. Ministerul Sănătății intenționează să achiziționeze pentru reînnoirea parcului auto a stațiilor de salvare din țară prin acord cadru 1250 de ambulanțe care vor fi livrate pe parcursul a 4 ani de zile.